prieten frumos. Aventurierilor, pregătim masa de seară. Avem jarul în dreapta. Salutare aventurierilor, bine v-am regăsit după o foarte lungă pauză. Pauză în care nu am stat degeaba, am făcut câteva achiziții pentru noul sezon de pescuit. După cum puteți vedea, am achiziționat o geantă Carryall de la Fox. Ea arată așa pe ambalaj. Aceasta este cutia în care vine. Este modelul extra large. Ta-da! O avem aici fizic și am decis să achiziționez această geantă pentru pescuitul la feeder, în care să-mi depozitez toate accesoriile. Momentan nu am introdus toate accesoriile în geantă, însă am achiziționat foarte multe alte accesorii împreună cu această geantă. Haideți să desfacem, să vedem ce conține acest cadou. Înainte să prezentăm accesoriile care sunt în interiorul genții, haideți să vă prezint, să vă spun câteva cuvinte despre această geantă. Este realizată dintr-un material impermeabil, rezistent la apă. Geanta dispune de 5 buzunare. Două buzunare frontale foarte mari, foarte încăpătoare, unde probabil vor intra diferite pungi cu nadă, cutii, alte accesorii. Un buzunar lateral, la fel foarte încăpător. Și încă două buzunare mai mici, laterale, unde probabil vor intra alte accesorii mai mici, așa cum puteți observa. Iar compartimentul principal este foarte încăpător. Foarte încăpător și căptușit cu materialul impermeabil. De precizat și faptul că partea de jos este tare, este rigidă, nu se îndoaie și este foarte încăpătoare. Acum haideți să vă prezint ce accesorii am cumpărat împreună cu această geantă. Aventurierilor, am scos accesoriile din cutie. După cum puteți observa, am achiziționat câteva.
Știți foarte bine cum este așteptarea iarna. Este o așteptare foarte, foarte lungă și activitatea principală a pescarilor pe timp de iarnă, cel puțin în cazul meu, este o activitate de shopping pe magazinele de pescuit spre beneficiul celor intermediari. Am decis să achiziționez câteva lucruri care îmi lipseau, cum ar fi, am achiziționat două puse de protecție pentru mulinete, puse de la Fox. Aceste huse sunt destul de încăpătoare. Sunt pentru mulinete big size. Sunt din seria R de la Fox. Așa cum știți, am foarte multe huse și echipamente de bagajerie de la Fox. Sunt foarte calitative. Pentru mine sunt perfecte, deoarece am două mulinete pe care doresc să le protejez. Două mulinete secundare care momentan stau aruncate prin husă, prin husa lansetelor. Am decis să achiziționez și două puse pentru mulinete. Materialul este același impermeabil, o husă căptușită și buretată. Este foarte, foarte calitativă. Evident, acompaniată de două fermoare, așa cum Fox ne-a obișnuit, două fermoare foarte, foarte largi și foarte, foarte calitative. Adică fermoarul este ultimul lucru de la care mă aștept să se rupă de la pusa asta. Se poate observa. Trecând repede prin revistă, peste husele mulinetelor, am mai achiziționat și o husă pentru plumbi de la NGT. La fel, o husă foarte, foarte calitativă, buretată și compartimentată. Aici avem trei compartimente ajustabile în style. Le putem modifica după placul fiecăruia și după nevoile de stocare a plumbilor. Îmi lipsea o astfel de husă, deoarece plumbii erau aruncați peste tot prin trusa principală și astfel îi vom avea grupați aici. Pe lângă această husă am mai găsit un lucru foarte, foarte util. Am decis să achiziționez un bac de apă, tot de la Fox. De ce spun că este un lucru foarte util? Deoarece pe malul apei, unde malurile sunt abrupte și nu dorim să ne udăm la picioare accidental, acest bac, după cum puteți observa, este un bac extensibil. Are o capacitate de 4 litri, dacă nu mă înșel. Și dispune de asemenea de o carabină legată cu un șnur. O putem arunca în apă, să extragem apa fără să ne udăm și astfel să avem apă din baltă lângă noi, în timp ce preparăm nada sau pur și simplu dorim să ne spălăm pe mâini. Este foarte util un astfel de accesoriu, din punctul meu de vedere. Alte lucruri foarte utile. Am achiziționat două cutii de la Guru, speciale pentru pescuit la feeder. Una mai înaltă, una mai puțin înaltă. Și pe acestea le voi echipa, pe una dintre ele voi echipa cosită de peleți. Un accesoriu de asemenea foarte, foarte util când dorim să umectăm peleții. Putem să îi scoatem din cutie, eliminăm apa
și îi lăsăm înapoi în cutie. Un accesoriu foarte, foarte util, foarte plăcut, estetic. Recunosc că m-au atras culorile acestea, portocaliu cu negru. Nu știu, este o culoare foarte stridentă și foarte utilă din punctul meu de vedere în pescuitul nocturn. De multe ori când practic pescuitul nocturn, prefer să am o bună vizibilitate asupra acestor cutii cu nadă. Deoarece voi dori să încep sezonul de pescuit în perioada rece, am achiziționat și două Maggot Feeder, tot de la Guru. Sunt noi aceste apariții, un fel de momitor închis cu câteva găuri. Acestea le încărcăm cu viermișori vii, lansăm, iar viermii vor părăsi maggot feeder-ele prin aceste orificii. Evident, la motora noastră vom avea momeală vie și sperăm să prindem și noi câțiva pești, ca în filmulețele lor de prezentare. Oricum, ne vom crește șansele foarte mult. Sunt niște lucruri pe care vreau să le încerc. Abia aștept să le încerc. Evident, am mai achiziționat două fire pentru monturi. Două fire monofilament. Foarte subțiri. 0.14 și 0.16. Câte 25 de metri. De la Jackson. Să vedem ce rezistență au. Momentan nu le desfac, dar voi reveni cu un review asupra lor. Un alt fir de monturi de 20 de metri de la Carp Zoom. Așa cum știți, în perioada rece este bine să utilizăm fire foarte subțiri la monturi. Avem un fir de 0.10 textil, strict pentru pescuitul la Method Feeder. Avem și un fir puțin mai gros. Mi s-a părut foarte atractiv ca și preț, de la Nevis. Tot textil, împletit, 0.12, 100 de metri. Și dacă tot a venit vorba de Method Feedere, am achiziționat și două Method Feedere Arc Flat de la Benzar, de 80 de grame. Sunt niște Method Feedere foarte grele și voi dori să le încerc cu lansetele mele de Heavy Feeder. Lângă aceste accesorii, evident, am mai descoperit o foarfecă pentru fire textile. Mi s-a părut foarte, foarte accesibilă ca și preț și review-urile ei au fost foarte bune. Adică lumea nu se plângea, ba din contră, o lăudau. Este de la NGT, NGT sau NGT, cum doriți să-i spuneți. Nu sunt primele produse de la ei pe care le am. Am mai avut produse de la ei și nu m-au dezamăgit din punct de vedere al calității. De aceea am dorit să încerc și Pellet Bending Tool, tot de la NGT. Un accesoriu care vine însoțit de 50 de bait banduri de silicon. La fel, la un preț foarte accesibil. Doresc să menționez că nu fac niciun fel de reclamă absolut niciunui brand sau pur și simplu acestea sunt accesoriile pe care am decis eu să le achiziționez. Am mai achiziționat și de la Guru micro bait banduri, tot de silicon, sunt 100 de bucăți. Mi s-au părut puțin cam scumpe pentru 100 de inele de silicon minuscule, un preț de 20 și ceva de lei este destul de măricel. Sper să fie și calitativ acum. Bine, ce calitate puteți, nu știu, să nu se rupă foarte des, să nu se rupă foarte repede atunci când montăm momeala pe inele. Am mai descoperit de la Corum
niște agrafe pentru coșuleț, dedicate pentru coșuleț. Vor fi foarte utile atunci când vom pescui la coșuleț. N-am putut să trec peste inline-urile Quick Change de la Preston, mult lăudatele, la fel, destul de scumpuțe, dar sper să fac echipă bună cu Method feeder-urile pe care le-am cumpărat. De menționat este că aceste inline Quick Change-uri au un sistem care facilitează auto-înțeparea peștelui. Aceste Quick Change-uri vin fixate oarecum în Method feeder. Am mai achiziționat câteva spinuri pentru momeală în două mărimi, una de 10 și una de 7 mm pentru momeli mai mici și mai mari. Și am decis de asemenea să încerc acele de la Guru, mult lăudatele acele de la Guru. Avem Super MWG de mărimea 12, avem cantitate de 10. Niște ace care arată foarte bine și am înțeles că sunt foarte, foarte calitative. Am mai achiziționat și Super XS, mărimea 10, puțin mai mari pentru pești de talie mai mare. La fel, sunt foarte lăudate, doresc să le încerc și voi reveni sincer cu un review. Am mai găsit pe piață ceva super, super interesant, niște ace cu o tija puțin mai groasă. Deși sunt mărimea 14, sunt foarte mici, dar au tija puțin mai groasă, ceea ce înseamnă că sunt mai solide și pot face față unor pești mari. De asemenea, sunt de la Trabuco, super specialist, în caz că vă interesează, sunt 15 în plic. Tot de la Trabuco am decis să achiziționez niște ace mici pentru momeală vie. Sunt Trabuco Acura, nu știu, sunt un model oarecare, nu am ținut cont de review-uri sau pur și simplu l-am achiziționat pentru că aveam nevoie de niște ace cu paletă pentru momeală vie. Aventurierilor, din cumpărături nu puteau să lipsească wafters-urile, dumbbells-urile și pop-up-urile. Am răsfăit magazinele de pescuit și m-am oprit la câteva modele pe care doresc să vi le prezint acum și din punctul meu de vedere sper că vor fi prinzătoare. Cu siguranță voi reveni cu un review sincer și asupra lor, dar haide să le vedem pe rând. Mulți dintre voi le cunosc, cu siguranță mai bine decât mine. Am achiziționat niște pop-up-uri și dumbbells-uri de la Haldorado, modelul Tornado CP2. Este cu aromă de portocale. Cu aceste pop-up-uri am înțeles că au câștigat campionatul mondial de pescuit la feeder. La fel este specificat undeva pe cutie acest lucru. Arată foarte bine. Sunt o gamă variată de dumbbells-uri și de pop-up-uri în diferite mărimi, de 6 și 8 mm. Așa cum puteți observa și pe cutie. Oamenii le-au făcut un review foarte, foarte bun. Acum să vedem cum se vor comporta și pe băl sălbatice. Așa cum știți, pescuiesc preponderent pe băl sălbatice. Voi reveni cu o părere sinceră asupra lor. S-au apărut foarte, foarte atractive. Sper să și prindă pește așa cum au prins ele pe mine. Avem alte waftersuri, double mix de la MG Carp. La fel arată foarte, foarte bine. Sunt multe tipuri cu negru și galben, negru și roz, negru și verde. La fel, sper că vor prinde pește. Sunt cu fish meal,
sunt de 8 mm. În trecut, produsele de la AMG Carp nu m-au dezamăgit. Sper că nici de data asta nu o să facă. Mai avem un model, tot de la ei. Un model de waftersuri de somon, tot de 8 mm. Arată foarte, foarte bine. Sper să-și atragă peștii. Poate reușim și ceva capturi pe lacurile sălbatice. Mai avem Old School de la BD Baits, Jubberi sau cum le spune, sunt niște pop-up-uri de 8 mm, le-am ales pentru că au o gamă variată de culori, sper că se vor comporta bine, nu le-am deschis deocamdată să le miros aroma. Să vă spun, ar probabil ceva cu fructe de pădure. Mai avem niște waftere de la Traco, la fel în două culori și în două mărimi de 6 și 2 mm. La fel, arată foarte, foarte bine din punctul meu de vedere, să vedem. Dacă le-ați utilizat deja și ați avut capturi, vă rog să scrieți în comentarii. Nu numai pentru aceste de la Traco, ci pentru tot ce am comandat aici. Sunt o culoare variată, roz cu galben, mov cu galben. Mi s-au părut foarte, foarte ok. Să vedem ce știu să fac. Mai avem de la Asla Crap, Tutti Frutti, la fel niște dumbbell-uri mini wafters de 5 și 6 mm, smicuțe, dar la fel foarte colorate și foarte atrăgătoare. Sper că vom avea ceva capturi, le vom încerca în sezonul rece. Și mai avem niște waftere căpșună de la MG Carp de 6 mm. Este un borcănaș cu câteva waftere, par solubile, probabil sunt impregnate cu o aromă foarte puternică de căpșună. Aventurierilor, acestea sunt achizițiile mele de curând. Sper să începem sezonul de pescuit în forță, chiar și în perioada rece. Pe lacuri sălbatice, așa cum știți, pe lacurile sălbatice pescuitul începe mai târziu, doar ce peștii nu sunt la fel de activi și densitatea de pește nu este la fel de mare ca și pe lacurile comerciale. Însă abia așteptăm acest moment. Eu sunt Cobra Adventures. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Este foarte important să ținem acest canal în picioare. Avem deja o comunitate foarte, foarte frumoasă și din ce în ce mai numeroasă. Dar vă promit că pe măsură ce vom crește, vom reveni cu surprize. Urmăriți-ne, aventurierilor, și până data viitoare, fire întinse!